Yo, mafia, bună ziua, bună seara sau cum vezi tu filmarea dată. Astăzi editez un alt video și nu o să reușesc să-l pun, dar o să-l pun mâine sau poimâine, dar am un video foarte interesant care am decis că vreau să-l împartăș cu voi de la nunta lui Ion și a lui Cristina. Un video cum s-a furat mireasa și ce am pregătit noi pentru Ion pentru a primi mireasa înapoi. Așa că poți să-ți lăs video-ul ăsta aici pe YouTube, nu uita să te abonezi la canal, să pui un like și să faci parte din familie. Eu mă bucur că moldovenii noștri știu să se distreze și în Europa, știu să facă nunți și, cel mai important, păstrează tradițiile din Republica Moldova aici la fel. Chiar dacă nu sunt fix în fix ca acasă, oamenii nu uită de unde au plecat, nu uită de obiceiuri, de tradiții, dezbrăcat, îmbrăcat în mirese, e a doua zi la zamu și așa mai departe. Toate astea sunt practic și aici. Puteți să le vedeți și pe canalul meu de TikTok și pe YouTube și așa mai departe. Uite la videoclip și nu uitați să pui un like și să te abonezi la canal. Iar noi ne vedem mâine sau în curând cu un nou video de pe canalul Aga Family. Ok, bine. Eu am înțeles. Ok, 5, da? Ok, nu, nicio problemă, ca să nu doresc, dar nu? Oh, bine. Eu te-am înțeles, bine, eu acum și vorbesc cu el. Bine, pa. Ok, dați facem puțină liniște, dați puțină liniște și toată lumea care stă la mes să fie încoace, vă rog frumos. Pentru că eu mă l-ai pus la încercare foarte mare, nu de mine, că văd că am vorbit cu Cristina. Nu știu, da. Uite așa, Cristina este de acord ca să vină, să se întoarcă la tine. Eu n-am furat, eu te jur. S-o aduci și ne-am furat, o te pe urmă. Așa, facem așa. Cristina ne-a spus, îl iubesc foarte tare pe Ion și vreau să mă întorc la el. Și eu iubesc. Dacă el promite 5 lucruri în fața la toți oaspeții din această seară. Hai să dăm și aia acolo. Nu. Eu vreau să spui că tu promiți 5 lucruri ca să-ți aduci femeia înapoi. Și după asta, împreună cu Cristina, să le spunem. Asta e un zisor tău, pe tot. Nu, eu am vorbit. Ha? Ești de acord? Hai să ieși ok. Dați vă rog frumos... Ok. Dați vă rog frumos un șervețel de pe masă, oarecare, un șervețel. Nu știu, asta eu trebuie să spun. Nu, tu stai aici. Poți să-ți spui banii, că așa n-ajut cu banii. Cum vine banii? Vă rog frumos, cine-o fura mireasa, să aducă mireasa înapoi? Aduceți-o că dacă nu, okay. Cum mă duci așa, băbat? Ca să nu durezi asta foarte mult timp, Cristina, poți să vii fără nicio probleme. Eu vine din cuzina! Ok, foarte frumos! Ok. Cristina, poți te rog frumos să te așezi pe scaunul cel acolo? Eu venit, gata, da. Trebuie să fac numele. Tu ai promis în fața la lume, frumușel, așa? Promisiune e promisiune, da? Wow. Eu n-am promis nimic, eu am scos în timp. Asta vedem? Ok. Bună bunica. Așa. Te rog frumos, da. Te rog frumos în genunchiat în fața lui Cristina. Vreți singur, da? Nu e nicio problemă, așa. Ok, e foarte simplu, cum ți-am spus, n-avem nevoie de bani, n-avem nevoie de nicăi, tu ce trebuie să faci, trebuie să repezi... Ai spart materiași? Nu, foarte simplu, e ceva mult mai simplu... Ți-ai spus dacă nu ai spus tu în Tenerife, așa? Ok, dați-mi șef așa, Cristina, treci ne trimesc tu, eu am scris aici, bine? Așa, domnul Ion, uite, toată lumea se uită aici, ești gata să începem. Ești gata, hai. Ok. Uite, nu trebuie să uită, nu o să întreba tu ce trebuie să faci, trebuie să repeți de urma mea și spun eu, bine? Gata să încep. Ok. Îți promit scumpa mea soție... Îți promit scumpa mea soție... Că de câte ori vei vrea să ieși în oraș cu fetele... Că de câte ori vrei să ieși cu fetele... Eu voi sta cu minte acasă cu copiii. Tu vei sta cu minte acasă cu copiii. Vedeți că Mirel încearcă să schimbe puțin situația. Eu voi sta cu minte acasă cu copiii. I-am spus după auz. Acasă cu domnul. Ok, bine. Da, ne rânduim. Ok. Da.
Mai departe, a doua, mai ai într-o altă și gata, scrie. Ești gata? Îți promit scumpa mea soție. Îți promit scumpa mea soție. Mereu voi spăla vesela. Mereu voi spăla vesela. Și voi face micul dejun în pat. Și îți voi face ceva în pat. Ok, a doua tot s-a dus, foarte bine. Îți promit scumpa mea soție, mergi în pătrie, da? Îți promit scumpa mea soție. Că de câte ori vei lua cardul meu? Că de câte ori vei lua cardul tău? Că de câte ori vei lua cardul meu? Că de câte ori vei lua cardul meu care n-are bani? El o să aibă, pentru la. Și vei face shopping cât dorești tu? Și vei face vânzări cât mai multe ca să aduci bani acasă? Nu. Și vei face shopping cum dorești tu? Vei face shopping cum dorești tu? Eu voi zâmbi și îți voi spune bravo! Eu voi zâmbi și voi fi... Ok. A patra, dar nu știi că e mai ușoară, dar... Îți promit scumpa mea soție... Îți promit scumpa mea soție... Că te voi duce mini... Că te voi duce mini... De 3 ore ani în vacanță... De 3 ori... Pe an... Pe an... În vacanță... În vacanță... Unde dorești tu? Unde dorești tu? Ok, și acum a cincea este, este cea mai simplu practic de toate. Îți promit scumpa mea soție... Îți promit scumpa mea soție... Că voi fi lângă tine... Că voi fi lângă tine... Și te voi iubi mereu. Te